Brânzajul să aibă un preț mai mare decât porcul. În magazine, cea de capră poate fi cumpărată cu 45 de lei. Totuși, la sate ciobanii o vând la jumătate din acest preț, cu toate că au cheltuieli mai mari decât anul trecut. Conform observatornews.ro, brânza a ajuns să aibă un preț mai mare decât porcul. În magazine aceasta poate fi cumpărată cu 45 de lei. Totuși, la sate, ciobanii o vând la jumătate din acest preț, cu toate că au cheltuieli mai mari decât anul trecut. În unele magazine, un kilogram de telemea de capră poate depăși și 53 de lei. În acest timp, ciobanii oferă la prețuri mult mai mici, cu toate că furajele au ajuns să coste dublu față de 2021. Brânza a ajuns mai scumpă decât porcul, chiar și 45 de lei pe kilogram cer negustorii de la oraș pentru un kilogram de brânză de capră. În vremea aceasta, ciobanii cheltuie dublu față de anul trecut pentru furaje, dar vând brânza la jumătate de preț față de magazinele din oraș, relatează observatornews.ro.